Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint încă o jucărioară pe care am cumpărat-o de ceva vreme, însă nu am avut timp și pentru ea. La momentul respectiv am prins-o pe la 100 de lei, un preț destul de bun în opinia mea. Da, după cum ați văzut și pe cutie, este vorba de un șlefuitor de la Erbauer. Modelul este EDLS-160. În cutie găsim o geantă de transport și depozitare. Nu doar că nu mă așteptam să fie, dar nu mă așteptam sub nicio formă ca un produs relativ ieftin să vină cu o geantă care cel puțin aparent pare de foarte bună calitate. În interior găsim, bineînțeles, șlefuitorul. Recipientul pentru colectarea prafului. Niște foi abrazive și manualul de utilizare. Are 160 de wați, 12.000 de rotații pe minut și o oscilație de 1,6 mm. Talpa are 147, evident 147 și 100 de mm. Dacă tot am ajuns la capitolul talpă, trebuie să îi bălmăjesc puțin pe cei de la Brico Depot. Păi dacă tot îmi vindeți această sculă, ca și distribuitori, băgați consumabile pentru ele. Deci n-am găsit foi abrazive pentru acest șlefuitor. Am căutat, cred că în toate magazinele din București și nu am găsit nimic. Singura variantă pe care o văd eu este să păstrez o mostră și să cumpăr cumva la metru, să mi le confecționez singur. Dacă voi ați găsit pe undeva sau aveți o variantă mai bună, să-mi spuneți și mie jos în comentarii. În rest, ce pot să zic? Arată foarte bine, se ține foarte bine în mână, pare destul de sănătos. Aici avem și, să-i spunem, o limbă pentru zone greu accesibile, foarte, foarte mișto. Dar haideți să-l punem un pic la treabă, să vedem cum se comportă. Aici am o bucată, zic eu, de stejar. Nu sunt un mare cunoscător în domeniu, dar după duritate și culoare, așa cred. Și o să încerc să mă joc un pic cu noua jucărie, să vedem cum se comportă. Thank you.
Da, îmi place. Haideți să vedem cât de eficient a fost colectorul de praf. Unde să punem, se vadă mai bine. Punem aici, pe negru. Destul de bine. A adunat ceva praf. Da. Îmi place. Acum să vedem în timp cum se va comporta. După cum am zis, aparent pare foarte bine făcut. Sună frumos când pornește. E destul de greuț. Da, ok. Vă țin la curent. Dacă intervine ceva între timp, o să aibă ceva de muncit, deci nu o să-l țin degeaba. Sper că v-a plăcut. O să revin și cu alte filmulețe. Ne mai auzim. Pa, pa!